Apostolul Pavel iluminează pe evrei asupra naturii complet modificate a jertfei pe care o aveau în față. Obișnuiți cu sângele țapilor și vițeilor care să îmbuneze mânia lui Dumnezeu, le venea greu să creadă și să înțeleagă taina Euharistiei, pâine și vin prefăcute în trupul și sângele Domnului, și care prin ele însele Duhul Sfânt s-a pogorât și unirea cu Hristos este deplină, mânia Tatălui fiind alungată de la ei. Le venea greu să priceapă cum Mântuitorul a înlocuit cu același efect, ba chiar cu unul nebănuit de eficace, vechile jertfe pe care evreii le aduceau din moș lui Iahveh, iar acesta să fie și mulțumit. Auziți ce spunea Apostolul Pavel, citez: El a intrat odată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, și a dobândit o veșnică răscumpărare. Căci dacă sângele țapilor și al taurilor și cenușa junicii, stropind pe cei spurcați, îi sfințește spre curățirea trupului, cu atât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veșnic, s-a adus lui Dumnezeu pe sine jertfă fără de prihană, va curăți cugetul vostru de faptele cele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Sfântul Pavel face ce face și reușește să-i amuțească pe proaspeții creștini, vorbindu-le despre Sfânta Sfintelor, locul în care nu intra nimeni, fiind cel mai sfânt ungher al templului. Și deodată jertfa lui Hristos străpunge cerurile, ba chiar și zidurile groase de piatră ale templului, și obține răscumpărarea pentru toți oamenii. Și le vorbește concret, nu metafore și figuri de stil. Tot așa și noi când ne împărtășim, nu credem că acolo este prezent Hristos la modul simbolic, ci știm că este chiar El, în deplinătatea trupului său înviat, trecut prin chingile iadului și vămile cerului spre îndumnezeirea făpturii sale de lut, care este omul.